Muncitorii nu-s protejați, cantierul nu-i izolat, încălcări cât e vrei în drumul taberei. Uitați-vă ce zăpadă fac din plastic. Încă și vată minerală, care ajunge în aer, ne intră în nas, în ochi, în plămâni. Poluare și pericole. Șantierul trebuia să fie izolat și cu grijă pentru mediu. Se pare că sunt lipoasă lor de mediu și de securitate. Șantier. Scrie acolo cine și ce face, dar puțin îmi pasă. Cel mai probabil e o firmă certată cu normele legale. E grija poliției locale, a gărzii de mediu, a primăriei de sector și a capitalei.